au un punct de vedere față de acest lucru, nu pot să fie ferite din cauza lucrurilor. A apărut frica peste tot, în instituțiile publice, peste tot în acolo unde există oarecare influență a organelor statului și, în acest moment, suntem o țară paralizată nu numai economic, ci paralizată liderii PSD din Bovița sunt categorici în declarații și cer guvernului Boc să plece.